ambiție, determinare și dorința de a ajuta pe cei aflați la nevoie. Acestea sunt aspectele care îi caracterizează pe voluntarii filialei dâmbovițene de Cruce Roșie. Se antrenează în fiecare zi, chiar și în weekenduri, pentru ca în caz de dezastru să poată interveni prompt și eficient. Astfel participă la diferite competiții de nivel înalt, unde își dovedesc competențele prin premiile câștigate. În perioada 7-9 august, echipa dâmbovițeană a obținut pentru a doua oară consecutiv premiul întâi la etapa națională a concursului de prim ajutor. Competiția a avut loc la Poiana Pinului, în județul Buzău. Echipele care au participat în concurs au fost de la Cluj, Botoșani, Brașov, Arad, Brăila, sectorul 6 București, Dolj și, bineînțeles, noi dâmbovițeni. Anul acesta au fost organizate 5 situații diferite de accident. S-au realizat intervenții în caz de accident camping, accident în pădure, viitură ce a afectat populația, resuscitare cu 6 victime și triaj cu un număr de 31 de victime, consecutiv unui accident aviatic, intervenția fiind pe timp de noapte. Echipa noastră de 6 persoane a trebuit să identifice persoanele într-o zonă cam cât un teren de fotbal, unde erau diverse afecțiuni, trebuiau codificate în funcție de urgență și asigurată asistența acestora. Un concurs greu, dar ne mândrește faptul că deja avem premiere peste premiere la Dâmbovița. Suntem singura filială care a câștigat consecutiv 2 ani la rând competiția de prim ajutor. Șefa echipajului dâmbovițan este de origine irlandeză. După 8 ani de voluntariat în Irlanda, după ce a ajuns în România, s-a integrat imediat în echipa dâmbovițeană a Crucii Roșii. Concursul în sine n-a fost ușor deloc. Diferența de nivel între competiții zonale și competiții naționale a fost destul de mare, însă noi am muncit foarte, foarte mult pentru această victorie și ce să zic, eu sunt mândră de colegii mei că s-au mobilizat, s-au concentrat, au intrat foarte motivați, foarte hotărâți să câștige. În primul rând, noi ne pregătim pentru cazuri reale, nu pentru concurs. Și pe această cale le mulțumesc antrenorilor și tuturor care și-au dedicat timpul pentru pregătirea noastră. Nu doar șefa de echipaj este de altă naționalitate, ci și unul dintre membrii echipei. Trofim vine din Republica Moldova și în paralel cu studiile universitare a vrut să învețe cum se acordă primul ajutor. Acum cu toții sunt foarte mândri să reprezinte România peste hotare. Am venit să fac voluntariat, între același timp se făcea și cursul de prim ajutor, unde mi-a fost interesant și m-am implicat. Asemenea, m-am băgat și în echipă, fiind unul bine pregătit din restul. Faza europeană a concursului de prim ajutor va avea loc anul viitor în Slovenia. România va participa cu 2 echipaje, câștigătorul de anul trecut și câștigătorul de anul acesta. Pentru performanțele obținute, voluntarii Crucii Roșii Dâmbovița au fost felicitați și de secretarul de stat, Raed Arafat.